Fiind la momentul Sfintei Liturghii, după rostirea cuvintelor Evangheliei și din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, permiteți-mi pentru câteva clipe să zăbovesc împreună cu dumneavoastră asupra semnificației acestei zile, duminica a treia, după pogorârea Duhului Sfânt. De sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, noi prăznuim nașterea Bisericii Văzute, care, iată, de multe veacuri dăinuiește și în numele ei și pentru ea și în interiorul ei, suntem noi astăzi la dumnezeiasca liturghie. Pogorârea Duhului Sfânt nu este doar un moment important care a avut loc în istorie, ci este un moment important care își întinde brațele sale ocrotitoare, mângâietoare și dătătoare de har, asupra întregului pământ, în mod special asupra credincioșilor Bisericii, celei una sfântă, sobornicească și apostolească. Căci roada Duhului Sfânt, roadele care au răsărit după ploaia cea binecuvântată a coborârii Duhului Sfânt, au fost toți sfinții pe care i-am prăznuit acum două săptămâni. Ploaia Duhului Sfânt, coborâtă pe pământul românesc, a dat drept roadă sfinții români pe care i-am prăznuit acum o săptămână. Ploaia Duhului Sfânt, coborâtă peste noi și astăzi, așteaptă drept rod să fim noi, cei de astăzi. Este oare posibil ca și noi, în vremurile pe care le trăim, cu atâtea păcate în noi și în lume, să nădăjduim a avea roadele Duhului Sfânt în viața noastră? Răspunsul nu poate fi decât da, iubiți credincioși. Pentru că scopul vieții creștine, dintotdeauna, inclusiv astăzi, este dobândirea Duhului Sfânt. Sfântul Pavel în Evanghelia, în cuvântul către romani pe care l-am ascultat acum câteva clipe, ne-a amintit despre, citez, iubirea lui Dumnezeu care se revarsă asupra noastră prin Duhul cel Sfânt dăruit nouă. Dăruit nouă, nu doar acelora. Acest lucru este posibil și pentru noi cei de astăzi. O spune, o mărturisește Sfântul Pavel, că și noi, prin Iisus Hristos, am făcut pace cu Dumnezeu. Orice păcat este un război cu Dumnezeu. Dar prin crucea și sângele Domnului Hristos, am făcut pace cu Dumnezeu și mântuirea noastră se fundamentează pe sângele răstignit pe cruce și pe învierea Domnului Hristos. Și atunci, ce ar trebui să facem? De multe ori căutăm cu nesați care este calea. Datorită neputințelor noastre, n-o găsim.
Dacă încercăm să fim receptivi la cuvântul Domnului Hristos, singurul care nu se înșală și nu ne înșală, putem afla răspunsul la întrebarea cum să mergem, încotro să mergem. Și Domnul Hristos în Evanghelia citită astăzi ne-a spus un minunat cuvânt care, dacă l-am înrădăcina puternic în ființa noastră cea mai din lăuntru, multe rătăciri ar fi evitate, multe îndoieli ar fi depășite și omul și-ar găsi calea. Ce a spus Domnul? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Tu ca preot, ca erar, ca responsabil în viața cetății, ca om implicat în familie sau la locul de muncă, dorești să primești răspuns la întrebarea care este calea mea, Doamne? Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și atunci și sănătatea, și familia, și partea materială, și poziții înalte în biserică sau în societate vor veni. Căci Dumnezeu nu rămâne niciodată și nimănui dator. Aceasta se împlinește însă cu o condiție. Ca Dumnezeu să fie așezat în centru vieții noastre. Dacă cercetăm cu atenție și cu onestitate cine este în centru vieții noastre, descoperim că în centru vieții noastre suntem noi. Totul de dimineața până seara și noaptea în somna și ișderea, noi suntem pentru noi înșine centru de referință. Dezbracă-mă de mine, Doamne, și îmbracă-mă cu Tine, se ruga Sfântul Isaac Sirul. Alungă-mă pe mine din mine însumi și așează-te Tu, Doamne, în locul meu, ca să văd și să înțeleg lumea, nu prin ochii mei, ci prin mintea Ta. Omul, reușind câtuși de puțin să se golească de sine însuși, și să se umple de Dumnezeu, împlinește cu adevărat mersul autentic prin viață îndreptat spre împărăția cerurilor. Pentru că cea mai mare problemă pe care o avem, mulți, poate în măsuri diferite, este ceea ce în termeni puțin mai duri, un mare duhovnic al vremurilor noastre, Sfântul Sofronie, spunea: marea dramă a pretenției luciferice la superioritate personală. Reușind omul cu mila lui Dumnezeu să rezolve chiar în parte și puțin această mare problemă pe care o are, lumina vieții de pe pământ și cea a veșniciei se deschid în fața lui. Trei lucruri
Ne spune Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, sunt necesare pentru împlinirea acestui deziderat. 1. Să nu slujim la doi domni. Pentru că este imposibil să le slujim amândorora. Nu poate fi amestecată lumina cu întunericul, binele cu răul, amestecându-le omul, nu mai găsește scara valorilor și rătăcită și pierdută este calea lui. În al doilea rând, Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi ne cere să nu-L judecăm pe Cel pe care îl considerăm din N pricini că este mai păcătos, mai necredincios, mai departe de calea adevărului decât noi. Judecându-L, arătăm tocmai această pretenție luciferică la superioritate personală. Și în al treilea rând, ne-o mărturisește Sfântul Apostol Pavel, asumarea încercărilor, greutăților și suferinței, care oricum, cât am încercat noi să le evităm, fac parte din viața noastră. Asumându-le cu curaj și cu smerenie, cu credință și nădejde în Dumnezeu, se împlinește ceea ce Sfântul Apostol Pavel, în același cuvânt, rostit acum câteva clipe, ne-a mărturisit zicând, suferința aduce răbdare și răbdarea aduce nădejde și răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde, iar nădejdea nu rușinează, căci iubirea lui Dumnezeu s-a sălășluit în sufletele noastre și trupurile noastre prin Duhul Sfânt cel dăruit nouă. Iar conștientizarea pentru acest mare adevăr o încearcă biserica în raport cu fiecare ființă umană să o împlinească la sfânta și dumnezeiasca liturghie. Căci în interiorul acestui moment sacru, iubirea lui Dumnezeu se revarsă peste lume. Și aceasta pentru că în Sfânta Liturghie omul oferă lui Dumnezeu viața lui și Dumnezeu oferă în trupul și sângele său viața sa dumnezeiască celor care participă la dumnezeiasca liturghie și se împărtășesc cu Sfintele Taine. Dumnezeu să ne aibă sub ocrotirea sa pe toți. Amin.